Hei, bună prieteni, și astăzi filmez acest video foarte pe neașteptate. Nu era deloc programat, să zicem, sau nu mă așteptam că o să-l filmez. Însă mi-a venit așa o idee brusc, super ciudată, dar atât de mult îmi doresc să-mi schimb culoarea părului meu. Deci nu mai pot să suport, nu mai pot să văd culoarea naturală a părului meu. Vreau ceva nou, vreau niște schimbări. Ori să-mi fac părul așa, ori să-mi fac breton așa. Vreau ceva schimbări, nu mai pot să mă mai uit în oglindă și să văd același lucru în fiecare zi. Deci mi se pare foarte plictisitor modul în care arată părul meu. Și toate fetele pe care le văd eu pe Insta sau pe Pinterest, toate sunt atât de frumoase și au așa un păr frumos, parcă e mai neobișnuit, mai original, dar eu deja de câți ani tot așa cu părul ăsta, mie mi se pare foarte plictisitor și eu vreau ceva nou, vreau să-mi schimb părul cardinal, dar așa să nu mă recunoască nimeni, deci nimeni, absolut nimeni. Nu știu ce îmi doresc încă, să-mi schimb culoarea părului sau doar freza, dar cred că culoarea. Vreau să-mi vopsesc părul, nu știu încă în ce culoare, nu știu cum, dar cred că cineva acum se duce la magazin și își cumpără vopsea de păr. Magazinul nu e departe, vopsea de păr este, deci nu mi se pare o problemă foarte mare. Așa că totuși cred că o să merg, o să-mi cumpăr vopsea și o să-mi vopsesc eu părul singur acasă. Am văzut cum fac asta și ceilalți oameni pe TikTok, de exemplu, așa că nu mi se pare foarte complicat. Deci totuși o să-mi vopsesc eu părul. Și sper că nu degeaba am făcut acest videoclip, vreau să văd și vouă reacția, să aflu și părerile voastre, dar eu totuși mă duc să-mi cumpăr vopsea și am plecat să-mi vopsesc părul. În sfârșit o să fiu puțin mai neobișnuită, am plecat. Gata, prieteni, eu deja mi-am vopsit părul, l-am spălat bine și a rămas doar semi-l usuc și o să pot să vă arăt rezultatul. Atât de mult îmi place culoarea, deci n-aveți idee, s-a primit o culoare foarte și foarte frumoasă. Abia aștept să-mi usuc părul, să-mi-l aranjez frumos și să vă arăt ce s-a primit. Să știți că am mai schimbat puțin ceva, nu doar culoarea, așa că abia aștept să vă arăt. Am plecat să-mi usuc părul și o să vă arăt ce s-a primit. Gata-i fotbal? Da. Și cu motocicleta asta? N-am vrut să încărcăm bicicleta și n-am găsit motocicleta. N-am găsit încărcătorul. Așa filmează, îți cald în dușă. Un vlog. Ce vlog? Cu Irăcica filmăm un vlog. Cum e la școală, cum e... Vreau. Uitați-vă ce reacție are tata! Mi-am vopsit părul! Tata la noi foarte sever! Cum ți-ai vopsit părul? Iată așa, în roz, îți place? E uite frumos! Și mi-am făcut beton! Șcrieț! Da, Andriușa, spune ca Malvina! Mie nu-mi place! Nu știu, mie nu-mi place! Dar și... E ce frumos! Când am plecat, în urmă, 5 ore, tot normal. Da, una a scris pe Instagram că trebuie numai decât un model urgent. Și era repede o fugit. Și... Chiar și cu tine! Lasă! Ce lasă? Și când a să facă? Când a să aibă 50 de ani? Și cu el. Acum când e tânără. Când e tânără, dar și culoare. Așa e pentru ultimul sunet. Pentru ce? Pentru ultimul sunet. Părul roz, rochia roz, culoarea roză. Păi să descolorat mă și cu și asta. Dar și chiar nu-ți place? E normal să de ce? Ce alt față parcă deodată? Față mai albă? Da, mai albă. Mai frumoasă. Chic părul, ce asta? Și ți-o făcut o chimie? Chic părul, ieră. Ține-o. Dar nu-i strașnic nimic. Asta e după vopsire, mare treabă. După vopsire, după creț. Nu știu, glumiți acum vopsire. Chiar așa ți-ai făcut? Sau și... Și ți-ai făcut? Și mă, că n-am vopsire. Ia uite, tot ești numai părul și ți-o făcut. Mi-am vopsire și mi-am făcut creț. Dar și chiar e frumos. Îți place? Îți place, Andruș? Nici mie nu-mi place. Ia vezi, Andrie, și e de studiu, ok, părul? Ia vezi? A?
tata să puție. Hai, te rog frumos! Te rog, te rog, te rog, o dată măcar! Da, te rog! Eu vreau încearc tu! Da, eu am spălat capul! Nu mai tu și spune nicio pe urmă! Tata! Da, te rog! De unde asta? Eu rog, cu asta parcă nu am avut-o. Era noi, ne aduc eu un brac. Prieteni, dacă scrieți în comentarii dacă vreți că tata să fie un personaj la noi. Nu, te rog! Nu. Era ne aduc un brac. Un personaj interesant. Nu, el nu vrea să filmează cu Ira. Nu vrei să fac sketch-uri? Peluși nu vreau. Ce frumos, vezi blondul ei? Da, îmi pun ți-o ție. Dar voi, dacă să punem încă o dată... Stai, dacă să punem încă o dată, Irăcica, reacția lui tata, el așa a intrat și a văzut cameră și din cauza asta nici nu a strigat. Wow! Nu stă blond. Mă trage, drușchi, mă plărt pe casă, eu zic și... Nu mai pun, las. Asta pentru sketch. Chiar merge. Chiar. Ai pune-ți lui Andrei, spune. Da, nu te rog frumos. Nu, Andriușa, nu stai un pic. Asta, noi ne crezăm scurt cu Andriușa, da, Andriușa? Nu trebuie, nu, păr. Asta și farsă, așa, vă vine pe un cap. Da. Da. Să facem reacția ta, să vedem. Ia mâncuna, violetă. Asta Irăcica, de ce lasă? Cineva se duce și cumpără special. Da, mi tot îmi place tare. E ce frumos! Nu mai este frumos, chiar nu e frumos. Nu e frumos deloc. Nu e frumos. Nu e frumos, nu îmi place. Vă ți-ați place, dacă spun. Nu, într-adevăr, nu. Uite, Ira, părul tău frumos. Dar nu acum. Ce? Fără coadă, așa. A, dar părul ești și-ți trebuie ție, să zici. Încet. La tine, într-adevăr, Ira, tu ai părul frumos și drept. Asta cel mai important, că drept. Cineva se chinuie, dar tu nu. Da. Cine e frumos? Ia? Cineva, știți, de obicei, tot timpul așa e. Cine are părul drept? Nu-i părul foarte frumos, într-adevăr. Așa e mereu. Cine are păr drept? Vrea păr creț. Vrea păr creț. Cine vrea păr creț, mai ales ăștia americani, cine sunt de culoare, oameni, fetele, stau și-și fac drept, strănut odată înapoi. Da, și tot facem pentru voi. Dar voi, bărbați... Dar ce faci pentru noi? Frumusețea asta, ne stăruim pentru voi. E omul frumos în felul lui. Dacă îi dai la Dumnezeu creț, creți, da? Știi cu părul drept. Trebuie să așa, da. Fii simplă, Ira, cum ești. Da. Fără roz, că fără creț. Să lăsăm păr mare și să facem creț. Zic că afro. Da, e frumos, da. Ce prieteni? Și voi cu asta v-ați ocupat cât noi am fost noi la fotbal? Da. Eu am fost de amuși, am dat cuție pentru sora mea, am trimis. Am primit și comandă. Ira lecții, gata! Și vă veneți idei să faceți față. Da. Așa m-am gândit, da? Asta și pentru... neapărat trebuie. Dar să știți că foarte multe poze am văzut eu la fete cu așa păr. Eu zic că asta este un semn de la univers. Trebuie să vă visez. Da. Andrușa, stai, lasă-mi dărma. Mergem să mâncăm. Gata, dacă nu uite, iată, Andrușa. De la formă, dacă v-a plăcut reacția lui tata și lui Andrei, puneți multe, multe like-uri. Spuneți idei, copii, idei pentru noi, fete. Mm-hmm. Da. Da. Că băieții... Abonați-vă pe canal. Care? Andrei. Da, uitați-vă și pe canalul. Andrușa tot are canal. Uitați-vă, prieteni, ce filmează el acolo. Da. Pa, pa, prieteni. Tot filmăm toate peripețiile tale. Da. Bun. Pe curând la video următor. Pa, pa!